Fanny sau via cu Fanny, la fel lucrez. Voilà. Simplement là, tu es passé. Tu peux passer le sous aussi. Aș putea să trec și pe sub mâna lui. Je vais au plus facile. Voilà. Dar e mai simplu de făcut varianta asta. Ça fait le passe par mon partenaire. Plus je le fais mal, plus je peux pas trouver, moins je peux réussir sur le dossier. Moi, sur le dossier, arrivé à faire quelque chose, en surprenant mon partenaire. Donc, il ne faut pas que je travaille en force. Il est bien évident qu'on en met toujours un peu de force, parce qu'autrement, on ne serait pas des hommes. Mais il faut essayer d'en mettre le moins possible. Hein? Essayer de se rapprocher le plus près d'eux. Voilà. Să lucrăm în suflu așa, fără forță, sigur că nu e posibil ca să nu fie forță deloc, dar să fie cât mai puțină. Deci am scos ca și când aș... Deci să lucrez cu șoldurile și cât mai puține deplasări cu picioarele. Alors, pour parfois, c'est un peu important. Le moins de déplacement possible pour moi, c'est le moins de fatigue et c'est la vitesse. Vous savez que quelque chose qui tourne comme ça, il n'est plus longtemps que celui qui tourne sur place. Moi, je vais essayer de faire le petit pignon. Hein? Deci eu trebuie să mă învârtesc mai mult pe loc și să-l las pe el să...
Legea. Fără să, uite, fără să miște picioarele de pe loc, a făcut tot ce trebuia ca să-l doboare. Voilà, je vais revenir. Je vais avoir du déséquilibre tout le temps. Parce que je n'aurais pas bougé. Mais je travaille avec mes hanches. Hein? Vu, il m'attrape. Voilà. Regardez. Regardez là. Il ne bouge plus. Et moi, je fais le tour complet. Je n'ai plus besoin de bouger. Donc, plus je vais déplacer mon partenaire. Cu cât îl deplasez, îl fac să se deplaseze mai mult, cu atâta o să îmi fie mai ușor să-l dobor. E jolit că chiar e o comisar. Jamais vreo persoană să fie o comisar. Hein? O ne-a fost așa de distanță, mă, ce se rămâne? Se apacă vreo, se va ieși în atacul. Nimeni nu atacă de la o distanță prea mare. Să se moară. Mă, și era. Să se moară. Merge și de bugere, mă, e posibil. Voilà, j'ai pas bougé encore. Maintenant, je vais attendre ses réactions. Voilà. Voilà, j'ai pas bougé. Seulement, je me suis servi de ces déplacements. Voilà. Ici, on cherche toujours. Je me déplace en fonction du partenaire. Je fais quelque chose, je l'oblige à bouger. Mais je me déplace moi en fonction de ce qu'il va faire, parce qu'il peut bouger d'une manière ou d'une autre. Je trebuie să mă déplacez în funcție de ce face, cum reacționează și partenerul. C'est lui qui est venu se placer. Donc je cherche à créer quelque chose, mais pour créer, il faut être sur place à chaque moment de l'évolution. Ca să pot face, să creez ceva, trebuie să fiu atent
și să fiu în locul potrivit de fiecare moment sau bucățică a mișcării, ca să pot și eu să reacționez cum trebuie. Fără forță, ci iată, lucrând asupra degetului lui sau înșe, pentru cu un efort minim și la fără întoarceri și așa, cât mai puțin efort. Da. Il faut considérer l'aïkido comme une manière de faire comprendre quelque chose à un partenaire sans le léger. Deci ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir mal, mais sans le léger, sans le café moi. Deci trebuie să-l fac, adică să-mi închipui, să aikido este un mod de a-l face pe partener sau pe adversar să înțeleagă ce vreau. Să îi spun, să intre mințile în cap cum ar veni, dar fără să-l rănesc. Sigur că îl mai și doare puțin, dar nu se rănește. Ce change un peu avec les arts de compétition, c'est que dans l'aïkido, on fait compétition, mais avec soi, pas avec le partenaire. Dans le karaté, on fait compétition contre un partenaire, dans le judo, on fait compétition contre quelqu'un. Là, vous faites compétition contre vous, c'est-à-dire vous obligez à respecter d'abord le partenaire, à faire tout un tas de choses. Deci, spre deosebire de artele marțiale de competiție, aici... Ça veut dire que, comme se trouvera ma main, je ferai des techniques. Voilà. Mais si j'y arrive pas là, avec lui qui me donne l'autorisation, j'y arriverai pas s'il bloque. Ça veut dire qu'un partenaire qui travaille avec vous, il faut travailler... de manière à ce qu'il tourne les corps. Là, par exemple, ici. Ah oui, la porte, bon. Ça va. À partir de là, on peint ce qui va venir en ce qui est vrai. Mais si la main, c'est surtout de qui est à la gauche, et puis je n'ai pas fait ce qu'il y a. Allez, on travaille un petit peu là. On a voulu, on a quelque chose, vous essayez de créer.
está sobre forma, se vive lo que viene, abre amigos, no hay más técnica de equipo, si es el mec va a ser la paz, y si el otro que habría seguido. Voilà. Et là, je suis obligé de dessiner un geste beaucoup plus efficace, si vous voulez, puisque j'ai quelque chose, il ne faut pas que je manque mon catalan lorsque je vais dégainer. Donc, ma première idée, ici, voilà. Et moi, en Haïti, il faudra que j'amène mon partenaire dans cette position. Hein? Deci, dacă fac una goală, trebuie să realizez succesiunea asta de mișcări, care acum o fac cu sabia. Eu je vais ramener un vestomen et puis je vais saisir avec l'autre. Alors, vous mettez debout, on prend la katana, mettez debout. Thank you.
dăm pomoa cu pomoa stricol și le-am deschis cu pomoa stricol. Deci trebuie să-l trombonesc ca să schimb mâna, ca să pot schimba mâna. La tehnică, la prima fie a feia. Asta e cea mai simplu de făcut. Și de soluție. Cum vezi? De aici ori cu mâna. Apoi eu mergem la și rămân aici. Ori apăs în jos, ori ridic în sus și în continuare pot să fac multe alte treci. Răpă și răpă, plăne și fac fie. Și mă rămână, nu pot plăne și oala. Și se dă la plăne. Asta e vorba de ocazie, de ideea ocaziei care mi se oferă. Ia, dacă trage înapoi... Cu katana am făcut exercițiul în felul ăsta. Și facil. Voilà. E tu nu? Votre maille est versée, ouvrir de manière à avoir une raison de ramener la main. Parce que si je fais ceci, je fais ça, c'est un maille qui a rien d'avis. Si je fais ici, voilà, je vais prendre de l'élan et je vais sortir. Hein. Hein, c'est tout bleu. Voilà. Et après, je vais faire la technique de l'élan. Je vais passer, je vais passer. Encore, donc pour nous, c'est ça. Voilà. Et puis je vais l'emmener loin. Voilà. Pour te dire, il peut avoir un réflexe. Par la cage fait ça, voilà, là, c'est fait. Il avance justement. Voilà. Hein? Il va frapper la main. Et là, c'est terminé. Hein? Bine, sigur că se așează, dar trebuie și eu să pot să fiu în stare să-i prind ocaziile care mi le oferă. Bine, ce vreau de române? Thank you.
amuzant să dăm un comentariu tot să Thank you.
une manière de reprendre le calme, de ne pas s'énerver, de remettre les choses comme il faut. Este un exercițiu pe care l-am tocmai l-am făcut, este un fel de mod cu somn, cu sabie. Exercițiu pentru calmare. Păi? Merci. Voilà, c'est ça. Ici, on met là ma main gauche. Parce que ici, la main droite va rester. Voilà. Maintenant, je vais avancer mon pied gauche. Voilà. Hein? Voilà. Alors, sans avancer le pied droit, hein, on le fait d'abord sur place et après on n'avance pas le pied droit. Mai întâi stăm cu picioarele părtările la loc, nu facem niciun pas. Trebuie lucrat și cu șorul și cu mâna dreaptă. Are. Eu n-am mai spus pe loc. Mă vorbim. Ia mă vorbim. Voilà.
la Geneva, la care avem și altor problemi, noi ne facă un epicin. De aia e un pasă, e mă o ieși. Mă de acord. Facem și pe dreapta și pe stânga. Alegi. Tu. Ui, hai, alege. Anava. Un, deux. Allez, à chaque fois, essayez ça, c'est à vous de travailler. Deci fiecare trebuie să cam încerce și să-și găsească singur fiecare să, deci să tot împunge. Ça, c'est notre frappe, que ça fiche. Voilà, et que ça passe par-dessus. Allez, allons-y. Pe stânga, pe stânga. Ce
Cobre Pigeon, în japoneză se numește Kuden. Deci lovitura se numește Kuden. Ane, ane goshi, Kuden avea ane. Ne-am șor, ne-am vrutat tot. Voilà. La smappa sta per ogni modo l'orecchie. E tanto questa giovane che ha quel numero, sta crede. Le bâton vers la main gauche et vous le récupérez, vous tirez, vous lâchez le bâton de la main droite et vous le rattrapez et vous tirez.
Una de fans, una ta. Deci așteptă, poziția de așteptare și poziția de apărare nu sunt același lucru. Și urmează să faceți fiecare, să căutați, să faceți trei, aceste trei acțiuni distincte și să vă dați seama de ele fiecare. Aia nu e. Că poi i stupidi di Maria a fronte di sinceramente tutta. Non puoi metà.
facă zi și zi, eu acum, nu? Et suivre le partenaire. Hein? Deci problema este că putem să ne grăbim oricât, dacă n-am plecat la timp, nu ajungem niciodată la timp. Deci trebuie să fim pe fază și să plecăm când trebuie. Donc si je prends la sandale sur mon partenaire, il va être toujours obligé de se défendre. Deci el partenerul trebuie tot de vremea să se apere. Hein? Et s'il va arriver à me rattraper, il va falloir d'abord qu'il augmente sa défense et qu'il augmente son attaque et c'est très difficile. Donc on va travailler un kata qui permet de voir les choses d'une certaine manière. Je vais attaquer Tsuki. Voilà. Là, il faut que, c'est normal, il se défende. Mais il faut que sa défense soit proportionnelle, attention, au risque du bâton. Deci, o să urmeze un exercițiu care să permită să vedem faptul că dacă partenerul nu e pe fază, el se încurcă și trebuie să grăbească. Deci, prima oară este exercițiul 2, un Tsuki și el trebuie să se apere, cum ați văzut. Parce que moi, lorsque je vais attaquer, je compte sur sa défense pour pouvoir faire une autre attaque. Deci eu când îl atac, mă bazez că el se apără într-un anumit fel ca să fac un al doilea atac, de fapt, să urmez cu al doilea atac. Donc, il faut qu'il monte. Et plus il va monter vite, et plus je vais avoir de élan pour que mon bâton passe. Cu cât el reacționează mai tare de frică sau de nu știu ce, cu atât e mai ușor să-i placez al doilea atac. Lui va taper fort. Hein? De l'autre côté, ça va. Donc lui, il va se défendre de ce morceau, de ce côté. Mais moi, il se apără de partea de sus a bățului și, de fapt, își dă singur... Ça veut dire que chaque fois qu'il va taper mon bâton, qu'il va le pousser d'un côté, moi, je vais m'en servir pour attaquer. Hein? Alors on va le faire doucement. Vous avez vu, il est en défense, il recule tout le temps. Alors, en général, dans les arts martiaux, on ne recule pas. Mais il y a des moments où il faut prendre ses distances. Et puis on ne peut pas toujours prendre ses distances en avançant, donc on les prend en reculant. Et c'est un kata, il faut le faire sous forme de kata. Parce qu'après, sur chaque attaque, il y aura 10 nouvelles attaques. Là, on fait 8 frappes, mais en réalité, si vous multipliez par 10, il y en aura 80 frappes. Ça, c'est une base qu'il faut garder dans sa mémoire et que l'on ressort de temps en temps.
Deci este un exercițiu de bază care poate să aibă 60 de variante, însă poate fi făcut cu 60 de variante, însă trebuie să îl reținem așa cum l-ați văzut și cu o particularitate că toată vremea cel care se apără se retrage. Lucru cam neobișnuit în artele marțiale, dar în cazul ăsta se face așa. Il est en train d'attaquer. On va voir le moment de l'attaque. Si j'attaque, pour moi, le partenaire ne bouge pas. Le partenaire, il est là, hein. Mais pour moi, il faut que j'attaque jusque là, parce que je suis sûr de prendre un percé. Următorul atac se adresează poziției viitoare a partenerului. Lorsque je fais mon attaque, je me sens, hein, je me sens maximum. Alors, un, deux, un, trois. Allez, on se met par deux. Vous faites attention.
Já estava com mais tempo que eu tinha que eu estava não, para melhorar, tem que ficar morta, estava aqui, e vou deixar a chora, com mais tempo que eu deixei. Olha lá como achei. Faz lá, não há ver. Mais bem. S-ar putea face exercițiu și cu kata. Adică nu mai este.